Vă spun și eu bună ziua. Bine ați venit la noi în localitate. Sunt primarul comunei Morteni, olteanul la lui Ionel, mă numesc. Și așa cum vă spuneam, localitatea noastră din 2016, de când am preluat mandatul de primar, s-au schimbat foarte multe lucruri, nu numai în primărie, vorbesc de investiții, vorbesc de proiecte pe care o să vi le spun pe rând și aș începe cu cel mai ambițios dintre toate și anume asfaltarea pe care s-a făcut la noi în localitate. Am un drum comunal, un proiect cu drumuri comunale în jur de 9 km de asfalt care este realizat la momentul ăsta. Nu este terminat proiectul, mai sunt anumite finisări pe colo, pe colo. Mai am o stradă care mai am de pus rigole carosabile. Sunt 33 de străzi în total, în acești 9 km. Foarte mult pentru localitatea noastră. Aproape. Mai avem încă două proiecte pe care o să vorbesc și despre ele și o să încheiem toată localitatea. Deci avem 9 km asfaltați la momentul ăsta, s-a schimbat foarte mult localitatea, fața localității, drumurile în primul rând, pentru că dacă nu ai infrastructură și nu ai drumuri, e foarte greu. E foarte greu pentru copii, pentru cei care merg la serviciu. Și erau drumurile distruse, drumuri de pământ, drumuri care nu puteau fi practicat, circulate pe jos, să zic așa. Și din acest motiv de-aia am și făcut aceste proiecte, am insistat foarte mult, m-am zbătut foarte mult și prin urmare am reușit să fac aceste drumuri. Nu mă opresc aici, pentru că mai am încă două proiecte depuse și semnate. Săptămâna trecută am semnat cu Consiliul Județean un proiect de asociere pe 2 km. Mai am încă un proiect de 2 km și ceva pe Ministerul Dezvoltării aprobat, care tot așa s-a dat și câștigătorul, s-a făcut licitația. Când o să se îndrepte timpul spre primăvară, dacă... dar nu cred că acum o să mai țină timpul foarte mult frumos ca să ne apucăm. Deci în primăvară, mai sigur, o să ne apucăm și cu aceste două proiecte care le avem finanțate, le avem semnate, o să completăm toată localitatea. Mai am încă două drumuri județene care s-au realizat din perioada 2016 până anul trecut. Este vorba de în jur de 7 km de asfalt, drumuri județene. Sunt două drumuri, 702J și 702H, care s-au făcut de la zero, nu era asfalt, ca să-l recondiționeze. A fost o muncă, să zic așa, contra cronometru. S-a alergat foarte mult, s-a insistat foarte mult pe aceste două drumuri. Din fericire pentru mine și pentru noi, pentru localnicii din Morteni, aceste drumuri s-au realizat, sunt asfaltate, ne bucurăm de ele și o să mai urmeze și altele. Mă refer la drumuri de exploatație agricolă, care avem un proiect pe Gal, un autogreder. Sper să, în câteva luni de zile, să ne vină și utilajul în primăvară, să începem să facem toate drumurile de exploatație agricolă. Avem în jur de 150 de drumuri, 152 de drumuri de exploatație agricolă. Avem teren foarte mult agricol, în jur de 5800 de hectare, teren extravilan și este foarte necesar un utilaj care să ne deservească pe drumurile de exploatație agricolă, pentru că sunt foarte distruse. Niciodată nu s-a făcut nimic în acest sens. Legat tot de agricultură,
așa, suntem pe ultima sută de metri cu cadastrarea generală. Suntem, cred că, printre primii în județ, care, de fapt, am plecat ultimii și am ajuns printre primii. Am alergat și am muncit foarte mult și eu și echipa noastră din primărie. Mai sunt în jur de 1000 de imobile și am rezolvat și cu cadastrarea generală gratuită pe extravilan. După care, conform legii și acestui proiect național, o să începe să facem și cadastrare generală în localitate, în intravilan. Dar după ce terminăm extravilan, prin martie cred că o să primim toate extrasele de carte funciară. N-am terminat cu cele care le-am făcut și după aceea. Deci, realizate, vorbesc de ce e realizat la momentul ăsta, mai avem un teren sintetic care am reușit și l-am terminat, am avut niște dificultăți cu primul constructor, în fine, am reziliat, au durat vreo 2 ani de zile până ne-am înțeles ca să cădem de comun acord să reziliem, pentru că nu se mai putea. Am reluat cu altă firmă, am rezolvat, l-am dat în funcțiune. Este un plus pentru tinerii din localitate, pentru echipa de fotbal pe care eu o sprijin de când am venit. Vă spun foarte sincer, echipa de fotbal niciodată n-a fost sprijinită la Morteni. Nu sunt eu în măsură să dezgrop morții de ce nu s-a făcut nimic. Eu n-am jucat fotbal, dar îmi place fotbalul și bine, nu prea am nici timp. Și o să-i ajut întotdeauna pe cei care se ocupă de echipa de fotbal, pe tinerii care vor să joace fotbal și care, până la urmă, e cel mai frumos sport și ar fi păcat să pierdem localitatea, să pierdem acest lucru. Mai am realizat 2 locuri de joacă care nu le-am plătit, urmează să le plătim, pentru că nu am avut prevăzut în buget suma necesară. Un loc de joacă aici, în centrul localității, la grădinița numărul 1 Morteni. Și mai avem un loc de joacă în cartierul Florica, cum îi zicem noi, la fosta școală, care este conservată la momentul ăsta. Pentru anul viitor vreau să mai fac încă un loc de joacă la grădinița din margine și în satul Neajlobul, la intrare acolo, să facem și acolo un parc pentru cei mici. În rest, ce să vă spun, foarte multe, foarte multe proiecte. Avem școala care se lucrează la momentul ăsta, este valoare în jur de 38 de miliarde vechi. Se lucrează acum, se plachează, este o investiție foarte mare. Dispensarul localității iarăși se lucrează. Am avut 2 luni de stagnare pentru că nu s-a făcut plățile la momentul ăla, fiind problemele astea politice acum cu schimbarea guvernului, cum ne-a ținut un pic pe loc. Sper ca să rezolvăm și aceste obiective, să le ducem la bun sfârșit, pentru că ar fi păcat să... Dar nu fac griji în sensul ăsta. Sper să, în primăvară, în primele 3-4 luni, să terminăm și aceste obiective care sunt începute și care chiar erau necesare aceste investiții. Vreau să urez și eu, în primul rând, tuturor românilor de pretutindeni, tuturor mortenarilor, chiar dacă nu sunt în localitate și sunt plecați din diferite locuri ale lumii, vreau să le urez la mulți ani, un Crăciun fericit, un an nou cu bucurii, un Sfântul Ion, iarăși cu bucurii și cu împliniri, și anul viitor să fie unul liniștit și cu realizări, cel puțin ca anul acesta. La mulți ani și dumneavoastră, multă sănătate și Dumnezeu să ne ajute.